făcut. Hai, te rog. Chiar îmi face un serviciu. Astăzi am învățat azi exact cum să citesc. Zi, ce? Ați învățat ceva astăzi nou, nu? Da, dar nu mai știu cum să citesc. Aranjamente. De 6, la decât de 3. Da. Deci aranjamente de 6, la decât de 3. Ați vi s-o predat? Da. Așa mai bine mai bine. Un pic din informații, nu? Da, bine mă, pa. Ah. Bună seara! Deci, ai putea să le vorbești un pic, dar analiza combinatorică. Deci, vorbește-le tu să vedem ce poți să le spui. Bună seara, copii! Andreea, povestește-le tu despre analiza combinatorică. Chiar e interesant. Tu ai făcut capitolul ăsta, ți l-am predat, am și vorbit. Ia zi, ce ai tu ca informație? Analiza combinatorică, da? Chiar așa zice. Așa ți-a spus, analiza, așa vă spune, analiza combinatorică. Intitulat acolo. Analiza combinatorică. Voi ce ați înțeles la clasă? Că nu poți face greșit dacă nu știi un pic de teorie. Nu v-ați vorbit întâi, mai întâi permutări? Permutări. Deci prima chestiune să facem, să zicem permutări. Permutări. E vorba să numărăm câte schimbări poți face cu elementele unei mulțimi. Deci, să zicem, o mulțime mare, formată din doar două elemente. A1 și A2. Două elemente. Și arată-le tu care sunt ordonările pe care le poți face cu cele două elemente. Păi, prima dată putem să luăm mulțimea în sine, A1, A2. Deci, nu mulțimea în sine. Sunt mulțimea. O primă ordonare a elementelor acestora. O primă ordonare ar fi A1, A2. A1, A2, pui într-o paranteză. Nu mai pui în acolo de ca mulțime, ci acum e important A1, A2. Și o altă ordonare... Și apoi putem spune A2, A1. A2, A1. Sunt două ordonări. Exact cum a stat voi, Mihai, și cu banca așa, și vă pot așeza așa cum sunteți, să schimbăm locurile. Deci, da? Deci sunt două ordonări. Două moduri de aranjare a ordinii. Dacă mulțimea ar avea trei elemente, dacă mulțimea A sau B, o să zic o altă mulțime, A1, A2, A3, aș vrea să notez tot cu A. A2. Așa, A indicii 2, aici e 2, care are două elemente, și aici indicii 3, da? Că ai 3 elemente. Și? Aveam... Prima submulțime, prima ordonare, A1, începe A2, A3. Începe să le vezi. Nu, fără să mai pui, sunt paranteză rog. Da, da? A1, A2, A3. Apoi o altă. Apoi, o lăsăm pe prima cifră, o lăsăm pe prima poziție. Deci, A1 o lăsăm pe prima poziție și schimbăm pe A2 și A3. A1, A3 și A2. A3, A2. Apoi, îl lăsăm pe A2. Pe poziția care este? Sau... aduce pe A2 pe prima poziție. A2... Și punem A1, A3. A1, A3. Și apoi tot la fel lăsăm pe A2 pe prima poziție, numai că îi schimbăm dar pe cei de aici. Deci A2 rămâne pe prima poziție și schimbăm pe ultimii doi. Apoi îl punem pe A3 pe prima poziție. Avem A3, A1, A2, tot pe A3 pe prima poziție, dar că îi schimbăm pe ăștia întâi, cu A3, A2, A1. Deci, putem acum să sesizăm un lucru. Când mulțimea are două elemente, numărul schimbărilor sunt două. Da? Deci, numărul schimbărilor, când mulțimea are două elemente, numărul schimbărilor sunt două. Uite, sunt văzute acolo. Și scrimea asta,
numărul de schimbări sau permutări, să mai zic, și spune permutări de 2 este egal cu 2. Permutări de 3 egal cu 3. Pardon, cu 6. Da? Dar 2-ul ăsta poate fi scris ca fiind 1 ori 2. Iar 6 poate fi 1 ori 2 ori 3. Câte credeți că vom avea la mulțimea a 4? Mulțimea a mare 4, care se conține cât? 4 elemente, a 1, a 2, a 3, a 4. Întrebarea este câte schimbări putem avea? Ați putea intuie? 16. Care a fost mecanismul de zis 16? Păi dacă la cea de la A2, nu, la A3, erau 3 și a dat 6. Da. Aici sunt 4 și vine de... Vine la 4 la a doua? Da. Pentru că e... Miruna, Andreea, tu câte crezi că sunt? 24. Care e mecanismul? Cum le explici tu că sunt 24? Tot la fel o să luăm pe fiecare pe prima poziție. Așa. Deci când au unul pe prima poziție, celălalt 3, cât îi generează? O să genereze 6. 6. Că permutări de 3, celălalt 3, în 6 moduri. Deci lăsăm un singur pe prima poziție, A1. Ia să spui, A1 și pe urmă puncte. Deci, da, ăsta la alte 3, deci A1 pe prima poziție și păstrez așa pe A1, se generează câte cu celelalte? 6, nu? 6. Pe urmă, celelalte 3, e vorba de cine? A2, A3, A4, care se mișcă. Cum am văzut aici. Și vor genera 6, nu? Că pe puteri de 3 fac 6. Acum vine pe poziția întâi A2, care va genera... Tot 6, pentru că rămân tot permutări de 3. Rămân celelalte 3, nu? Deci câtă vreme locul întâi va fi ocupat pe rând de fiecare din acestea, celelalte 3 generează, ca mod de schimbare, de ordin, numere sau poziții ordonate, încă 6. Deci A2 va forma 6, apoi cu A3 pe prima poziție 6 și cu A4 tot 6. În final, permutări de 4 este egal cu 1, 4, 24. Deci trebuia să scrii ca să înțeleagă ei așa, de 4 ori 6. Ia scrie așa, mai întâi. Egal cu 4 ori 6. Nu? 4 ori 6, 24. Iar 6 acela scrie 1 ori 2 ori 3. Și atunci se subînțelege de ce e corect, cum ai spus aici. Adică el tu când spui 1 ori 2 ori 3 ori 4, nu prea înțeles. Da, nu. De acolo din bancă. Dar dacă tu scrii așa, permutări de 4, egal de 4 ori ce a fost înainte, permutări de 3. Care înseamnă 4 ori 6. Iar 4 ori 6 poți să scrii 4 ori 3 ori 2 ori 1. Și le vezi invers 1, 2, 3, 4. Da. Se înțeleagă. Știi? Mâine poi îmi predai. Iată, nu? Trebuie să faci, te faci înțeleasă. Deci, băieți, când sunt 4, înseamnă că prima poziție poate fi ocupată pe rând de A1, A2, A3 și A4. Celelalte 3 elemente generează, cum am văzut mai în etapa de urmă, câte generează? 6 fiecare. Permutări de 3 înseamnă 6. Le-am văzut, le-am pripăit cu ochiul, da? Și de aceea spunem că de 4 ori câte 6, ce au fost mai înainte. De 4 ori ce au fost mai înainte. Cât va fi, iată, dacă mulțimea A 5, o gândim cu 5 elemente,
deci A5 egal cu elementele A1, A2, A3, A4, A5, câte ordonări putem face? Mihai, câte ordonări faci? 5 elemente. 120. De ce? 24 ori 5. 24 ori 5? Că pe prima poziție rămâne pe rând. Vorbește acum? Pe prima poziție va rămâne pe rând 1 și celelalte 4 se schimbă între ele de câte 24 de ori. Da? Celelalte 4 de câte 24 de ori. Și de cât, cum pe prima poziție ajungea 1 odată, prima 2, a 3, a 4, și a 5, bine, 5 ori câte 24. Da? Deci permutări de, permutări de 5 egal cu 5 ori permutări de 4. 5 ori 24, care înseamnă 5 ori 4 ori 3 ori 2 ori 1. Și sigur, cu cât crește, sau egal mai departe, 1 ori 2 ori 3 ori 4, da? Da. Putem să scriem și produs în ordinea inversată. 1 ori 2 ori 3 ori 4. Ori 5, da. 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Și ca să nu scriem așa toți 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5, se scrie un simbol 5 factorial. Toți factorii mulțiți până la 5. Deci prin 5 factorial înțelegeți 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Dar prin 7 factorial. 4, 5, 6, 7. Scrie și asta. 7 factorial poate să fie egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este. Da? Dar până la 5 îi putem strânge într-un fel? În loc să spune 1, 2, 3, 4, 5, cât puteți scrie? 5 factorial. Deci 1, 2, 3, 4, 5, toți factorii mulțiți până la 5, se scriu strâns, iar egal mai departe, cu 5 factorial, ori 6, ori 7. Da? E corect așa. Deci, să scriem 7 factorial, am constatat că 7 factorial, 7 factorial egal cu cât? 5 factorial, ori 6, ori 7. Ori 6, ori 7. Adică, fim concentrat toți factorii până la 5 și pe urmă completăm până la 7. 6, ori 7. Ia să mai vedem. Cum puteți să scrieți pe 9 factorial, 9 factorial cu ajutorul lui 6 factorial. Deci egal cu 6 factorial înmulțiți 7 ori 8 ori 9. Descrie factorial respectiv și după el toți factorii care completează. Cum scriem pe x factorial cu ajutorul lui x minus 2 factorial. Nu mai se lăsă pe x factorial cu ajutorul x minus 2. După x, cine ar urma? După x minus 2, care ar veni factorul următor? Nu, x minus 3 mai mic? X minus 1, e după el, da? X minus 1 și pe urmă x. X minus 1 ori x. Păi nu am făcut așa. Cu 7 factorial am scris pe factorialul ăsta mai mic, x minus 2, și pe urmă am completat 6 și 7. Adică completăm cu x minus 1 și x. Da? Dacă faci legătura. Scrieți pe x minus 1 factorial cu ajutorul x minus 3 factorial. Așa, x minus 2. Stai, scrii și tu, măi, hai. Tu te uiți acasă la film. Mă, te uiți la ăla nimic. X minus 3, pe lângă x minus 2, pe lângă x minus 1. Scriem pe x minus 2x minus 5 factorial 2x minus 5 factorial cu ajutorul lui 2x minus 7 totul factorial.
6. Deci vine pe lângă 2x minus 6, pe lângă 2x minus 5. Să scriem pe x minus 3 totul factorial cu ajutorul lui x minus 2 totul factorial. S-a pronunțat. Andreea, tu ce părere ai? X minus 2 factorial pe lângă X minus 3. X minus 3. Pe 7 factorial... Ia uite sus. 7 factorial s-a scris cu ajutorul 5 factorial. Poți să scrii pe 7 factorial cu ajutorul 8 factorial? Asta mă gândesc așa, nu ai cum scrie. Nu se poate. Deci factorialul să fie cu unul mai mic ca el. Ca să completezi celălalt factor. Dar X minus 2 nu este mai mic, ci x minus 2 mai mare. Deci, imposibil. Dacă vrei egalitatea asta, ar trebui completată în partea asta. Pe da. X minus 2 factorial egal cu x minus 3 pe lângă x minus 2. Așa aici. Ca să fie egalitate. Da? Deci, factorialul, un anumit factorial scrie cu un anumit mai mic. Da. Nu cu unul mai mare. Atunci când ăsta e mai mic și ăsta e mai mare, trebuie completat cu factorii care lipsesc în partea cealaltă. Da? Deci așa trebuie să urmărim. Da. Măi, s-a înțeles cu permutările astea? Da. Deci, cât înseamnă permutări de 7? Scrie. Permutări de 7 înseamnă? Îl scriu normal, desfășurat sau 7 factorii? Păi scrie, după 4, cât a fost? La 4 a fost 1 ori 2 ori 3 ori 4. La 7, permutările 7 ar fi 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6. Ori 7. Care se scrie, fiind toți factorii mulțiți până la 7, ca fiind 7 factorial. Iată că permutări de 7 înseamnă 7 factorial. În general, permutări de n, și asta e formula pe care 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori n, care se scrie n factorial. Deci permutări de n, numărul de schimbări, de ordonări a unei mulțimi cu n elemente este n factorial, un număr foarte mare de ordonări. Da? Ați văzut cu cât crește de la 4, mi-a dat cât? 24. La 5, 120. La 6, vine 120 ori 6, 720 de ordonări. Deci crește extraordinar. Factorialul, deci are o viteză, nu? De multiplicare foarte mare. Așadar, din cadrul analizii combinatorice, ce am vorbit de permutări mai întâi, da? Numărul permutărilor, adică numărul de ordonări a unei mulțimi, de n elemente. Numărul de ordonări este n factorial. Știm acum încă ceva cum se expun factorialul mai mare cu ajutorul factorialului mai mic. Aici ar mai fi trebuit demonstrată formula asta. Noi am intuit-o așa, din aproape în aproape, dar demonstrația în sine, prin inducție, sigur că cum am văzut că trecem de la 3 la 4, de la 4 la 5, că se păstrează pe prima poziție, așa se trece de la n la de la K la K plus 1. Deci așa va fi rețeta. Și inducția matematică lucrează foarte bine. Acum, deci, pentru permutări, să notăm formula de sus, permutări de n, să rămână acolo ca o chestiune de bază, permutări de n egal cu n factorial. Și a mai apărut o altă problemă. Ați jucat la loto vreodată? Sunt, cât acolo? 6 din 49, nu? Da. Deci e o mulțime de 49 de elemente și aștept să vezi 6 din ele. Dar contează ordinea acolo? Da.
a numelor care apar? Da. Nu contează. Ci contează care e pe primul loc, care e pe al doilea, nu contează. Deci important să apară numerele acelea, care le-ai pus tu acolo. Nu contează ordinea. Iată că colega voastră, când a auzit că nu contează ordinea, s-a gândit repede la combinare. Deci, dacă am o mulțime A mare, o mulțime A, formată din N elemente, A1, A2, A1, A2, AN, N elemente, eu îmi pun problema să văd câte submulțimi pot face, submulțimi, în care să n-aibă importanță ordinea, câte submulțimi pot organiza cu elementele acestei mulțimi, dar luând câte K elemente. Deci ne interesează numărul de submulțimi. Ne interesează numărul de submulțimi ale mulțimii A mare, numărul de submulțimi neordonate. Subliniați, submulțimi neordonate. Numărul de submulțimi neordonate. Neordonate. Luând în fiecare submulțime câte K elemente. Luând în fiecare submulțime câte K elemente. Acest lucru se notează cu formula, cu scrierea aceasta, combinări de N luate câte K. Unde K mai mic egal decât N, da? K mai mic egal decât N și K și N să fie numere naturale, important. Numere naturale. Deci când vezi combinări de N luate câte K, trebuie să știi că N și K ăla sunt numere naturale și că ăsta de jos e mai mare egal decât el de sus. Ca un exemplu. Fie o mulțime A mare, A mare, egal cu elementele, câte să luăm noi? Trei elemente. A1, A2, A3. Vreau să îmi scrieți toate submulțimile de câte două. Toate submulțimile de câte două. Adică, practic, vedem câte submulțimi. Adică combinări de trei, că ele sunt trei, nu? Luate câte două. Cu cine este egal? Să vedem cât. Noi să le luăm. Care sunt toate submulțimile, mulțimii acelea, câte două luăm? Ar fi A1, A2. A2, A3. A2, A3. Primul și ultimul. Da? Deci, practic, e lăsat câte unul din ele deoparte. Submulțime, adică pune nu așa în, ca o, și cum ar fi o ordine acolo, ci ca la permută. Submulțime, adică, practic, așa. Da? Da. Mulțime. Astea reprezintă o submulțime a mulțimei, așa zic, e o parte din mulțimea de mai sus, da? Ele se află incluse aici. Deci, numărul de submulțimi se vede că e 3. Deci combinări de 3 luate câte 2 egal cu 3. Combinări de 3 luate câte 2 egal cu 3. Hai să luăm câte 1. Combinări de 3 luate câte 1. De data asta e câte, în submulțime doar câte 1 singur. A1, submulțimea A2, submulțimea A3. Corect. Că e câte unul din ele, câte un element din mulțimea respectivă, e clar că tot 3 este. Foarte interesant. Combinarea de 3 luat cu 2 egal cu 3, combinarea de 3 luat cu 1 egal cu 3. Hai să gândim acum mulțimea A mare care avea 4 elemente. Deci A mare egal cu elementele. A1, A2, 3 și A4. A4. Și începem mai întâi. Combinări de 3 luate câte? Combinări de 3 luate câte 1. Să începem mai întâi. Combinări de 3 luate câte 1. Deci câte 1? Dar de 4? Câte de 4, pardon. De 4 luate câte 1? Luăm fiecare
doi. Câte una am luat? A trei. Și a patru. Cât face? Câte sunt? Sunt patru. Deci cu de patru rațe, unul e egal cu patru. Cu de patru rațe, câte două acum? A unul, a doi. A unul, a trei. A unul, a patru. Da. A doi, a unu. A doi, a unu, nu. A fost a unu, a doi, ar fi o altă ordine. A spus neordonate. A doi, a trei. A doi, a patru. A trei, a patru. Și apoi a trei, a patru. Și mai sunt? Câte sunt? Câți vă ieșit? Șase. Combinările de 4 adică 6, de 4 adică 2 fac 6. Înseamnă că îți fac combinarea de 4 adică câte 3. Deci de să iei câte 3 adică. A 1, a 2, a 3. A 1, a 2, a 4. A 2, a 3, a 4. Da. A doi, a trei, a patru. A unu, a trei, a patru. De fapt, las câte unul afară din cele patru, nu? În a unu, a doi, a trei, ai lăsat pe a patru deoparte. În cealaltă, deci tot patru sunt. Tot patru. Da. Și cu obrile de patru, ai fi patru? Adică de pe toate. A 1, a 2, a 3, a 4. Și o singură. Iar combinarea de 4 acti 0? Adică nu iei niciuna? Nu e niciuna. Înseamnă mulțimea vide. Dar este ce una. Că mulțimea vide este... Mulțimea vide este și ea. O sunt mulțimea de mai sus. Deci 1. Combinarea de 4 acti 0 este 1. Combinarea de 4 acti 4 e 1. 1, combinarea de 4 la 1 e 4, 4 la 2 e 6, 4 la 3 e 4. Da? Și așa putem continua și la 5 și așa mai departe. Dar trebuie să găsim o rețetă de obținere a numărului acesta. Cum facem mai aici? Eu, hai să luăm pe combinarea de 4 luat câte 1. Combinarea de 4 luat câte 1. Care e egal cu 4. Poți să spui că este egal mai departe cu 4 ori 3 ori 2. Nu, pui o linie de fracție. Egal cu 4 ori 3 ori 2 ori 1. Supra. Șa. 1 ori 1 ori 2 ori 3. Da. 1 lasă așa, 1 ori 1 ori 2 ori 3. 1 ori 1 ori 2 ori 3. Este corect? Tot 4 rămâne? Da. Tot 4. Dar 1 ori 2 ori 3 ori 4 acolo, cât înseamnă la numără? 24. Nu ca numără. A, În loc de 1 ori 2 ori 3 ori 4, cum putem scrie concept? 4 factorial. 4 factorial. Supra. 1 ori 2 ori 3? 3 factorial. 3 factorial. Și poți să spui, în loc de 1, 1 factorial. 1 ăla la început. Da. 1 factorial, 3 1 factor, 4 factorial spa 1 factorial, 3 factorial. Dar în loc de 3 poți să spui că e 4 minus 1. Da. Deci egal cu 4 factorial supra 1 factorial pe lângă 3 minus 1, nu 3 minus 1, 4 minus 1. 4 minus 1 factorial. Foarte important, nu? Deci combinări de 4 luat câte 1,
scrie încă o dată formula. Combinări de 4 la 3 și 1. Ți-o dat ție 4 factorial supra. Supra 1 factorial spunând 4 minus 1 factorial. Corect. Combinări de 4 luate câte 2. Cât ți-o dat ar face? Ar fi 4 factorial. Nu, dar acolo. 6. 6. Egal cu 6. 1, 2, 3. Deci, cât ți-o dat? Egal 6. Trebuia să fie egal cu... Un pic. Egal cu 6 și egal mai departe cu... Pe 6 ăsta poți să scrii că ar fi egal cu 1, 2, 3, 4. Supra. 5, 6. Nu. Supra 1 ori 2 înmulțit cu 1 ori 2. Adică 6 înseamnă 2 ori 3, 6 și 2 ori 2 face 4. Da. Simplifică 4 ori și rămâne 6 ăsta, nu? Da. Dar de ce am scris 1 ori 2 ori 3 ori 4? 4. Ca să scrie 4 factorial, deci egal cu 4 factorial, totul supra. În loc de 1 ori 2, 2 factorial, 2 factorial ori, și iar 1 ori 2, care înseamnă 2 factorial. Da. Și egal mai departe cu... Egal cu 4 factorial. Supra. 2 factorial. Pe lângă 4 minus 2 factorial. Cel de-al doilea factorial. Așa, cel de-al doilea factorial scrie ca 4 minus 2 factorial. Ușor, ușor ne îndreptăm spre o formulă care să se lege cu ceea ce vedeți aici, 4 și 2. Combinând de 4 la 2 înseamnă 4 factorial, adică ăsta de jos factorial, supra, ăla de sus factorial 2, supra diferența 4 minus 2 factorial. Da? Deci ușor ne îndreptăm spre chestia asta. Așa că, v-am explicat care a fost ideea. Cât este combinarea de 4 luate câte 3? Spuneți voi deodată. Combinarea de 4 luate câte 3? Egal cu Mihai. 1, 3, adică 4 factorial, că mă înțeles. 4 factorial. Supra. Supra cine? Alo. După voce te recunoști. Ești de la de Brăila, am uitat cum te spunești. La Giurgiu, cum te numești tu? Florin din Giurgiu, Florin din Giurgiu. Păi, Giurgiu, te uiți acum la televizor? Eu mă chinui cu analiza combinatorică. Tu ai, cred că, vreo problemă. De ce? Ciudată. O negreșită de geometria analitică. Cum fac eu? O las un pic mai târziu, mai la sfârșitul lecției, că acum sunt pe tine, că rup lecția și n-am cum, băieții nu mă pot urmări. Da? Deci mă sun pe la 10 fără 20. Acum cât e? 9 fără un sfert. Da, până la 10 fără 20 mă sun, da? Bun, urmărește-o. Analiza combinatorică, cred că ai făcut totul asta. Așa, bine. Eu vezi că sunt acum la început cu ei aici și vreau să discut cu Andreea, să le propune formulele. Bine, hai! Da? Da. Bine. Hai că te las. La revedere. Deci, combinând de 4 la 1, faci 4 factorial, spune 1 factorial, pentru 4 minus 1 factorial. Odată ce am descoperit aceste formule, hai să încercăm formula generală. Combinări de M la T câte K egal cu, după ce am văzut care ți-e, cât înseamnă? N factorial. N factorial. Supra. K factorial. Așa. K factorial pe lângă? Pe lângă N minus K totul factorial. N minus K totul factorial. Da? Formula de la combinare. Vă predați formula asta? Da.
Și cum vă predați acolo la clasă? Ia să văd. Tu ai creat o ademie? Da. Când vă zic, permutări, renunțim, aplicații. Permutări din egalitate factorială. Așa începem, da? La comenzi. Deci permutări egal cu n factorial. Dar de unde vin astea? Ce înseamnă? Nu ai nicio idee. Înțelegi, n-ai cum să înțelegi. Cum să înțelegi ceva la clasă? Acum, Mihai, tu ești... Ai înțeles ce înseamnă permutări? Numărul de schimbări. Au rimulțimi. Are trei elemente, toate le numărăm câte sunt. Dacă spuneam, începeam și o lecție așa. Permutări din n egal cu n factorial. Când mă dădeam următoarea formulă, combinări de N luate câte K egal combinări, egal cu N, cred că așa aveți voi. Da. Deci, zice combinări. Combinări de luate câte K egal cu N factorial, spune K factorial, cu N minus K factorial. Și la aranjamente de N, hai, cred că așa aveți. Am intuit lecția mea. Aranjamente de N luate câte K este egal cu N factorial supra N minus K factorial. Terminat. Trei formule, bună ziua. Tema pentru a doua zi. Andreea, îți place? Da. Nu. Deci asta e matematica din România. Formule aruncate peste gard și dă-i drumul la treabă. Ei, acum faceți legătura cu analiza cu cele câte șase numere din, da, din 49. Păi știm câte sunt toate variantele. Vreți să le aflăm? Deci combinări de cât? Da, și formula ce o să o discutăm cât de repede, da? Dar hai să numărăm câte variante sunt în clipa în care vrem să aflăm numărul lor, nu? Ce înseamnă combinări sau aranjamente? Dacă ar fi aranjamente, ar fi ordonate. Sunt mai multe. Dar nu contează ordinea când extragi. Da. Dacă nu contează ordinea, sunt combinări. Deci combinări de 49 luat câte 6 înseamnă 49 factorial supra 6 factorial pentru că 49 ori minus 6 totul factorial. Egal mai departe. 49 factorial supra 43 factorial. Ori 43 factorial. Și egal mai departe. Și 49 care e mai mare, îl putem exprima cu ajutorul 43. Da. Deci egal cu 43 factorial. 43 factorial ori 45 ori 44. Ori 44. A, ori 44. 44 ori 45. 46. 48 ori 49. Totul supra. 6 factorial. Ori 43 factorial. 43 factorial cu 43 factorial și ne rămâne 44 ori 45 ori 46. 48 ori 49 supra. Adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6. Scrie. 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6. Și egal mai departe cu? 2 cu 44. Da, 22. 45 cu 5. 45 cu 5. 9, 3 unici și 3 aici rămâne 2. Așa, deci ai scăpat de 45, nu? 45, da. Apoi avem prin 2, ca să scăpăm de 2, 46. Avem 23 aici. Și mai rămâne 4. Rămâne 4, cu 48. 4 cu 48? 2. Trebuie să țineți cont că se simplifică sigur tot. Da. Deci cât este? 22. 22 ori 23. Ori 23. Ori 47. Ori 47. Ori 12. Ori 49. 49. Aveți o posibilitate să mulțiți, să vedeți câte variante sunt? Ne puteam mulți și știm exact câte variante sunt puse pe piață. La combinări de 6 luate... Și eu am luat atunci. Da.
Ia, cât? 13.983. Deci sunt 13 milioane. Așa. 893. Și acum ați înțeles de ce nu cumpăr unul toate variantele? Care e răspunsul? De ce nu-i cumpăr pe toate? Deci toate 13 milioane de variante, dacă ar... Cât ar costa? Cât costă o variantă, că eu nu am mai jucat, nu știu. E o sumă atât de mare încât câștigul este mult mai mic decât ar face investiția. Nimeni nu-și permite să facă așa o mare investiție cât ar fi pontul de mare. Nu se poate să-și recupereze banii. Și atunci jocul pe asta se... Pe asta se bazează, că nimeni nu îndrăznește să facă investiția asta, că nu aruncă bani într-o groapă. Da? Deci dacă se așteaptă să fie milioane de lei acolo, milioane de euro, fost câte, parcă de câteva, nu știu câte milioane de euro, puțin, foarte puțin față de cât ar trebui să cumpere el toate variantele. Deci iată că e interesantă analizați asta combinatoric. Măcar din perspectiva asta, să știm ce înseamnă ce înseamnă 6 din 49. Câte variante sunt. Mihai, te duci și povestești mâine la școală, băi, să știți chestia asta. Am aflat, mă, câte variante sunt la 6 din 49. E clar acum. Dacă însă, hai să ne întoarcem la mulțimea A mare, mulțimea mare din două elemente. Mulțimea mare formată din două elemente. A doi. Și vreau să găsiți submulțimile ordonate de data asta. Submulțimile ordonate, adică contează ordinea, nu ca până acum. Ordonate submulțime ordonate de câte un singur element. A1 și A2. Deci aranjamente de 2 luate câte una, câte una egal cu 2. Bun. Cât face, să vedem, aranjamente de 2 luate câte 2? Și a doua 1. Contează ordine aici. Deci aranjamentul de 2 luat de 2, câte ne-au dat? Tot 2. Tot 2. Hai să vedem acum aranjamente de 3. Mulțimea mare are 3 elemente. Aranjamente de 3 luate câte 1? Avem A1. Da. A2. Și A3. Puteți și până altă parte, simți de ușa asta, că s-o recit aici. Asta cu e de simți, ușa deschisă și... Deci, cât înseamnă? 3. Aranjamente de 3 luate câte 2 fac 3. Aranjamente de 3 luate câte 2. Avem A1, A2. Și luăm și A2, A1. Așa. Apoi A1, A3. Da. Și A3, A1. Așa. Și A2, A3. Și A3, A2.
Cât ar fost combinări de 3 luate câte 2? Scrie sus. Combinări de 3 luate câte 2. Ar fi fost 3, parcă. Ar fi fost 3. Dacă da, 3, da. Dar aranjamente de 3 luate câte 2, scrie de sub, sub ea. Aranjamente de 3 luate câte 2, numărele. Sunt 6. Sunt 6. Sunt mai multe, că contează ordinea. Deci, vedeți, la aranjamente sunt mai multe. Aranjamente de 3 luate câte 2 egal cu 6. Iar aranjamente de 3 luate câte 3 avem a 1, a 2, a 3. A 1, a 2, a 3. A 1, a 3, a 2. A 1, a 3, a 2. Apoi, a 2, a 1, a 3. Da. Tot pe a 2 îl păstrăm. A 2, a 3, a 1. A 3, a 1, a 2. Și a 3, a 2, a 1. Deci, vedeți, crește numărul lor, exact ca la permutări s-a întâmplat acolo. Aș vrea să vedem acum când mulțimea mare egal cu câte elemente. Mulțimea mare egal cu 4 elemente. Să începem. Aranjamente de 4 la câte 1. Aranjamente de 4 luate câte 2. Avem a 1, a 2, a 2, a 1. Apoi, de sub. A 2, a 3. Tot cu a 1, a 3. Lasă. Da. Ia pe a 1 și cu toate cele da. După ea. A 1, a 3. A 3, a 1. Da. A 1, a 4. Da. A 4, a 1. Apoi cu a 2. Da. A 2, a 3. A 2, a 4. A 4, a 2. Apoi, a 3. A 1 am scris. A 3, a 2. Deci. A 1, a 2, a 1, a 3, a 1, a 4, a 2, a 3, a 2, a 4 și a 3, a 4. Da. Trebuie să-ți iasă 6. 6, 6 la combinări. Deci dacă ar fi la combinări, ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Dacă ții cont și de ordonare, mai apară că 6. Da. Deci vor fi, în total, 12. Dar așa, aranjamente de... Aranjament de 4 luate câte 2 egal cu 12. Băieți, deci practic cele două se schimbă între ele. Dar schimbările a două elemente înseamnă 2 factorial. Permutări de 2. Permutări de 2. Deci în final aș spune așa. Că aranjamente de 4 luate câte 2. Ia scrieți așa. Aranjamente de 4 luate câte 2. Să vedem dacă avem dreptate. Egal cu combinări de 4 luate câte 2 ori permutări de 2. Pentru că la combinări de 4 luate câte 2 ne-au dat cele 6, deci. Da.
Și acum astea două elemente se permută, se schimbă. Da. Mai vopsi, practic, într-un echipaj, două faci. Deci de ce e mulți cu pe de doi? Acesta pare a fi un rezultat foarte interesant. Prin rundul de aici, hai să locuim pe 4 aici cu N, da, cu ăsta cu K. Și ar vine așa, aranjamente de... N, de K, egal cu un minor de N, de K. Așa? Permutări de K. Permutări de K. Subliniem, acesta este rezultatul interesant. Se vede clar că sunt mai multe. Pentru că combinările dinainte se mulțesc pe rotări de K. Deci numărul de ordonări, de submulțimi... Este de K ori mai mult decât... La combinație. De K factorial chiar. Da. Nu K, dar de K factorial. Asta este. Și atunci ai putea găsi chiar formula. Dezvoltăm aici. Dezvoltăm și vine egal mai departe. Combinările dinainte, că avem formula, este N factorial. Supra K factorial, trebuie minus K factorial, înmulțit cu K factorial. Și K factorial cu K factorial se simplifică. Și egal mai departe cu N factorial, supra N minus K factorial. Iată și formula asta demonstrată, așa, intuitiv. Pentru că demonstrația riguroasă se face prin inducții. Da? Dar nu vreau să-l supra-solicit pe Mihai acum. La ora asta, e o oră târzi, voi bag inducția acum, la momentul ăsta, nu? Câte e 9 și un sfert? Sau 9 și 3 minute, nu. Nu, e ori nepotrivite pentru inducție. Da, băieți, odată cât de cât intuite formulele acestea, din practică, din exemple concrete făcute acolo, ne permitem acum să trecem la treabă, da? După ce am văzut. Și mai adăugăm că 0 factorial, prin definiție, 0 factorial a fost acceptat ca fiind 1. 0 factorial egal cu 1. Și acum, tema pentru a doua zi. Dați-i drumul. Mihai dictează. Aranjamente de? Aranjamente de 6. Luate câte? Luate câte 5. Aranjamente de 6 luate de 5. Minus aranjamente de 6 luate de 4. Da. Supra aranjamente de 5 luate de 4. Minus aranjamente de 5 luate de 3. Egal. Lucrăm. Aranjamentele 6 luate de 5. Formula ratelor. Înseamnă N factorial, adică 6 factorial. Supra N minus K totul factorial, adică 6 minus 5 totul factorial. Da. Apoi, minus. N factorial, tot 6 factorial. Da. Supra N minus K factorial, 6 minus 4 factorial. Supra 5 factorial. Da. Așa. Minus 5 factorial supra 5 minus 3. Și egal. Lucră. Te deplasezi când tragi linia de fund, da? Da. Dacă stai într-un loc, pulci linia aceea, nu mai este orizontală. Deci egal, continuă în dreapta. Nu, acolo continuă și așa te deplasezi și atunci totul e perfect. Egal cu? 6 factorial supra 1, da, pentru că este 1 factorial, minus 6 factorial supra 2 factorial, care este așa, 2. Adică 2 factorial, 1 ori 2. Supra. Supra 5 factorial supra 1, minus 5 factorial supra 2. De calculi de fracții. Aducem la același numitor. Corect. Și... 2 ori 6 factorial. Nu? 2 ori 6 factorial minus 6 factorial
supra 2. Supra 2 și aici la fel. 2 ori 5 factorial. Minus 5 factorial. Da. Supra 2. Numitorii se... simplifică. 2 cu 2. Și rămâne. 2 de-al 6 minus 1, 6. Ar fi 6 factorial. Sigur 6 factorial. 2, 2 mere minus 1 măr, 1 măr. 6 factorial supra 5 factorial. Supra 5 factorial. Și aici avem. Și pe 6 factorial îl scriem ca 5 factorial ori 6. Da, 5 factorial ori 6. Egal cu 6. Următorul. Ștergem tabla. Aranjamente. Aranjamente. Bă, aranjamente, s-au făcut aranjamente, nu s-au câștigat pe cinste. Aranjamente din 7. Adică de, șapte. Ele erau 7 elemente, că acum și văzut. Aranjamente ale mulțimii, deci numărul de submulțimi, cu alte cuvinte. Aranjamente de 7 luate câte? Câte? 4. Așa, aranjament de 7 luate câte 4. Plus aranjament de 7 luate câte 5. Da. Supra aranjament de 7 luate câte 3. Egal cu? 7 factorial. Supra 7 minus 4 factorial. Plus 7 factorial. Supra 7 minus 5. Vă dictează, dictează. 7 factorial supra 7 minus 3. Factorial. Factorial. Egal cu? 7 factorial supra 3 factorial. Plus? 7 factorial supra 2 factorial. Supra? 4 factorial. Dar acolo se exprim factorialul 3 cu ajutorul 2. Ca să, nu? Da. Deci lasă 3, lasă ca să vadă, să înțeleg și 3 factorial. Și zice așa. O exprima factorialul pe 3 cu ajutorul 2. Ca să 2 factorialul 3. Deci va veni 2 factorial ori 3 în loc de 3 factorial. Deci zicem, egal cu 7 factorial poți să scoți în factor comun, deci vine 7 factorial pe lângă 1 pe 2 factorial ori 3. 1 pe 2 factorial ori 3. Plus 1 supra 2 factorial. Totul supra 7 factorial. Da. Supra 4 factorial. Egal cu 7 factorial cu 7 factorial simplifică să mai pierzi timpul. Da. Și egal cu... Ducem la ce ajutor? Zi, zi, fă-ți mine. 2 factorial. Ori 3. Și mă amplificăm pe a doua cu 3. 2 factorial ori 3 și sus vine 1 plus 3. De acord? Totul supra 1 pe 4 factorial. E ca mai departe cu 4 supra 3 factorial, de acum scrii? 3 factorial, că 2 ori factorial 3 factorial, așa. Supra 1 pe 3 factorial ori 4. 3 factorial ori 4, corect. Și 3 factorial 3 factorial 10. Și face 4 supra 4 supra 1 pe 4. Adică 4 mulțit cu 4 pe 1. Și 4, 16. 16. Da. O să poftim următorul exercițiu. Hai, Mihai, că tu ești cu dictatul.